Percheziții de amploare în Timiș la o grupare care falsifica certificate COVID. Peste 8.000 de persoane ar fi beneficiat de aceste documente false. Beneficiarii plăteau câte 400 de euro pentru certificate. Liliana Anastase, senior editor B1 TV, ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Lili, te ascultăm! În luna martie, când anchetatorii au prins 10 persoane implicate într-o rețea de falsificare a certificatelor de vaccinare, la vremea respectivă 7 medici și asistenții au fost plasați sub control judiciar pentru astfel de infracțiuni, iar de acolo anchetatorii au avut surpriza să descopere o amplă rețea care ar fi eliberat numai puțin de 8.000 de certificate COVID-19, fără ca măcar persoanele beneficiare să se prezinte vreodată la centrele medicale. De altfel, ele doar transmiteau datele către intermediarii medicilor și ulterior în aproximativ 2 săptămâni primeau toate documentele care de altfel erau înregistrate și la DSP. Un certificat era vândut de medici intermediar cu sume cuprinse între 3 și 400 de euro. De altfel, în urma perchezițiilor de astăzi, 3 medici vor fi duși în fața anchetatorilor din Timișoara pentru a fi audiați și pentru a se lua măsurile preventive necesare, dar și pentru instituirea sechestrului asigurator, având în vedere că sumele încasate sunt unele uriașe, iar anchetatorii au informații conform cărora ar fi mult mai mulți beneficiari. De altfel, ancheta este, așa cum spuneam, în desfășurare, ea fiind începută încă din urmă cu aproximativ 2 luni. Aceste vaccinări efective ar fi fost făcute în perioada 2021, practic de când a început campania de vaccinare în România, și ar fi continuat până în luna martie a acestui an, când s-au descoperit primele fapte. Astfel că astăzi, după cele 5 percheziții, mai multe persoane, printre care și 3 medici, vor da declarații cu privire la această rețea și vom vedea dacă este vorba de și de alte persoane beneficiare. Urmează ulterior să fie audiate și cele 8.000 de persoane descoperite până în prezent, iar în cazul în care se va dovedi că certificatele au fost unele false, ele vor fi anulate.